Credincioșii care nu au ajuns la Iași, la moaștele Sfintei Parascheva, s-au rugat astăzi la biserici. La Râmnicu Sărat, lăcașul ce poartă hramul Sfintei a fost neîncăpătoare. Sute de credincioși au participat la slujbă, au luat aghiazmă și anafură și s-au rugat împreună cu preoții. Cuvioasa Parascheva, ale cărei sfinte moaște se află la Catedrala Mitropolitană din Iași, mai este denumită și Ocrotitoarea Moldovei și a României. În biserica de la Râmnicu Sărat, ce poartă hramul Sfintei, a fost așezată o raclă cu vesminte care au acoperit o perioadă moaștele de la Iași. Sute de oameni au trecut astăzi pe la raclă și s-au rugat pentru sănătate și prosperitatea familiilor lor. Pentru ce v-ați rugat astăzi? Pentru sănătate, pentru realizări. Pentru toată lumea. Sfânta Cuvioasă să ne ajute pentru sănătate, pentru tot ce trebuie omului. Pentru sănătate, în primul rând, fericire, bucurie și să dea Dumnezeu liniște și pace și gânduri bune celor de sus, conducătorilor noștri. Este o sărbătoare mare astăzi? Foarte mare, am fost și la Iași. Ați fost și la Iași? Da. Când ați fost la Iași? Duminică noapte, am stat trei sferturi de oră. Da, a fost pe ploaie. A fost foarte frumos. Tot pentru copii v-ați rugat și acolo? Pentru copii și pentru râmnicul nostru, ca să ne fie bine. Avem ca hram pe Cuvioasa Parascheva și pentru mânghierea credincioșilor de aici. Acum câțiva ani în urmă ne-a fost dat de la Mitropolia de la Iași un veșmânt care a acoperit pentru o perioadă de timp moaștele sfinte ale Cuvioasei Parascheva. Aceste veșminte sunt aici într-o raclă pentru mânghierea credincioșilor care vin și își aduc aminte de sfintele moaște depuse acolo și care se gândesc la Cuvioasa Parascheva, cea care este făcătoare de minuni. O minune cuvioasă este și faptul că suntem prezenți aici cu sănătate, cu bucurie. Cu ocazia hramului bisericii din Râmnicu Sărat, 500 de pachete au fost împărțite credincioșilor la finalul slujbei. Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost sărbătorită și la Constanța, unde sute de creștini ortodoxi au asistat seara trecută la o procesiune, iar de dimineață au venit la biserică pentru a se ruga la Sfânta Icoană. Ea a fost purtată de un sobor de preoți și pe străzile din Năvodari, în frunte cu arhiepiscopul Tomisului. Cuvioasa Parascheva este sfânta care îi ferește pe oameni de boli, grindină, trăznet și pe copii îi apără de ochi.